Ce face frumoasa mea? Bine, am făcut ceva de mâncare. Tocmai am scos-o din cuptor. Cum a fost la muncă? A fost bine. Mâine ne mutăm la etajul 5. Mm-hmm. Uite, sper să-ți placă. Ce-i asta? Îmi dai mâncare arsă? Ce faci? Cum să fie arsă? Că e foarte bună. Păi, Simona, uite-te și tu, e scrum. Ce faci? Vrei să mă omori? Ce vrei să-mi faci? Păi, ești nebun? Nu-i arsă deloc, e foarte bună. Tot eu sunt nebun? Ha? Muncesc toată ziua și tot ce-mi doresc este o mâncare caldă la sfârșitul zilei, atât. Auzi la ea? Păi dacă ai așa un tupeu acum, când o să fim căsătoriți, ce o să faci, ha? Ce o să faci? O să-mi dai în cap? Asta o să faci? Zi! Dar cine crezi că se mai căsătorește cu tine, nu? Proastă am fost că n-am plecat eu de la prima palmă, că atunci trebuia să plec, da. Te rog, Ciprian, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Tu vrei scandal? Băi, lasă-mă, scandal? Lasă-mă în pace, te rog! Lasă-mă în pace, Ciprian, lasă-mă, dă drumul! Lasă-mă în pace! A fugit după mine până în stație. După aia m-a prins de păr, ca să nu urc în tramvai. Dacă n-ar fi apărut mama lui, cred că m-ar fi lovit din nou. Ai făcut foarte bine că ai plecat de acolo. Nu trebuie să lași niciodată un bărbat să te lovească. Oricât ar fi de nervos. Știu, mamă, dar Ciprian poate să fie atât de iubitor când vrea. Pur și simplu, parcă e totuși cu totul alt om. De ce contează dacă poate să devină atât de violent? La cea mai mică supărare, hm? Astăzi s-a plâns că era arsă mâncarea. Nu știu, e tot mai ciudat. Poate are dreptate și e vina mea. Nu. Simona, nu e vina ta. Să știi că nimic pe lumea asta nu justifică violența împotriva unei femei. Tu înțelegi? Nimic. E foarte bine că ai plecat de acolo. Și ai face și mai bine dacă nu te-ai mai vedea cu el. Deloc. Tu îți dai seama că ai avut noroc să afli toate astea despre el acum, înainte de nuntă? Hm? Nu știu dacă e bine că l-am părăsit pe Ciprian. Am avut atâtea momente frumoase împreună. Și știe să aibă grijă de mine, da. Dacă mă iubește atât de mult, de ce este așa de violent? Da. Bună seara, doamna Letiția. Ce s-a întâmplat? Nu, chiar nu vreau să aud de Ciprian. Poftim? Cum a încercat să se sinucidă? Da, iau un taxi și vin acolo, da. Ne vedem acolo, da, sigur. Ce-a fost în mintea ta? De ce ai făcut asta? Viața mea nu mai are sens fără tine. Când ai spus că mă părăsești, am luat tot flacul de pastile. Te iubesc. Dacă ne mai dai o șansă, promit că nu mai ridic niciodată mâna la tine. Manu, jur că nu o să mai... nici măcar nu o să mai urlu vreodată. Voi fi exact bărbatul pe care ți-l dorești. Mereu spui același lucru. De data asta va fi altfel. Promit. Stau cuvântul meu. Voi fi exact cum îți dorești tu. Ok. Ne împăcăm, dar cu o singură condiție. Să nu mai faci asta niciodată, ai înțeles?
Simona, ai 2 minute. M-am împăcat deja cu Ciprian, doamna Letiția. Mi-a promis că o să se schimbe și că nu o să mai fac asta niciodată. Mulțumesc. Ciprian te iubește foarte mult. Nici nu știi cât l-a ajuns cu boala asta a lui. Care boală? Are tulburări bipolare. Credeam că ți-a spus. De asta ieșirile astea ale lui neașteptate. Nu, Ciprian nu mi-a spus nimic. Mă îngrijesc tot timpul să-și ia tratamentul, dar uneori pur și simplu refuză să-l ia. Zice că se simte mai bine și uite așa, o luăm mereu de la capăt. Sper că acum că ți-am spus nu o să dai înapoi. Nu, normal că nu. Bolnav sau nu-l iubesc la fel de mult. Dar măcar acum înțeleg ce-i cu schimbările lui. Nu știu, o să încerc să aflu cât mai multe informații despre boala asta și o să-l ajut cu tot ce pot. Îți mulțumesc. Nici nu știi cât l-am ajuns. Ce faci? Ai zis 3 ture? Da, bine, se văd pe tine. Fă tu 3 ture și vorbim după aia. Mamă, ce idee bună ai avut cu alergările astea. Mm-hmm. Parcă mă simt așa mai focusat. Da, asta e și ideea. Ce, nu vă supărați spre sala polivalentă? În direcția din care ai venit. Încolo, serios? Da. Wow, înseamnă că m-am debusolat complet. Da, se mai întâmplă, te poate ameți parcul ăsta. Da, chiar că. Da. Da, o să mă întorc. Mersi mult. Cu plăcere. Ciao. Ciao. Auzi, dar chiar era nevoie să te dai la tipul ăsta? Poftim? Dar nu e adevărat, eram doar politicoasă. Politicoasă? Da. Te amețește parcul ăsta? Mamă, deci nu mai pot. Auzi, băiatul? Băi, te rog frumos, termină. Ce? Ți-e frică că o să-ți spăl pe jos cu noul tău prieten? Da, termină! Da, scuze, s-a întâmplat ceva? Da, nu. S-a întâmplat să îi faci curte la ogonecii mele ca și cum eu nu eram acolo. Nu. Stai puțin că nu înțeleg. Avem o problemă, prietene? Avem o mare problemă. Te rog, liniștește-te, te rog! Eu cred că nu știi în ce te bagi, prieten. Măi, nu! Termină, te rog frumos! Chiar nu știe ce vorbește, te rog, lasă-l în pace! Nu știe ce vorbește? Nu! Și atunci de ce mai stai cu el? Uite așa la tine și pare întreagă la cap. Serios? Poate ar trebui să te gândești de 2 ori. Zi bună. Mai țin. E frumiscu să te controlezi. Iartă-mă, iubita. Mi s-a părut că te dai la el și am văzut negru în fața ochilor. E ok. Important e să-ți iei medicamentele și o să fie bine, da? Ce medicamente? E în regulă. Mi-a zis mama ta. Chiar știu că suferi de o afecțiune, dar vreau să te ajut. Cu ce să mă ajuți? Vezi? De asta nu ți-am zis niciodată. Știam că dacă o să spun, o să te porți cu mine ca și cum sunt bolnav. N-am nevoie să mă ajuți. N-am nevoie să mă ajute nimeni. Lasă-mă. Și dacă mai deschizi gura o dată... Am crezut că o să mă lovească iar. De față cu toți oamenii din parc. Simona, oamenii nu se schimbă așa de ușor. Ai ajuns la o vârstă la care ar trebui și tu să înțelegi asta. Da, eu am crezut că îl pot face să se schimbe, că iubirea noastră îl va face să se schimbe, dar se pare că el nu vrea. Mamă, tu ești încă așa de tânără. Sau și... Nu știu, eu cred că o relație cu Ciprian e mai mult decât poți tu duce. Eu cred că ar trebui să vă despărțiți. Așa e. Cred că asta ar trebui să fac. Doar că e atât de greu. Încă-l iubesc. Thank you.
tine. Am venit să te văd. Hai până afară. Nu, e târziu. Chiar o să o trezești pe maică-mea. Vorbim altă dată. Când altă dată? Nu știu. Într-o zi în care nu-i 3 dimineața. În fiecare zi e 3 dimineața. Știi la ce mă refer. Hai, lasă-mă să vin până la tine. 2 minute atât. Nu, am zis nu și acum pleacă până nu trezești toată strada. Simona!